A fost cândva mândria familiei Neumann și a Aradului, dar acum se află în paragină. Este vorba de clădirea fostei fabrici Indagrara, de fapt un complex de clădiri de o valoare de patrimoniu deosebită, dar care acum arată jalnic. Ziduri scorojite, tencuială căzută, geamuri sparte sau inexistente, bălării care se revarsă peste ziduri, mărturia fostelor ramuri industriale care nu și-au mai găsit locul în Aradul contemporan. Este o dovadă a faptului că suntem neglijenți cu propriile valori, deși am putea să le valorificăm după exemplul altor. Falimentul este o realitate a economiei de piață în oricare loc al lumii, însă în Occident se preferă de foarte multe ori că atunci când fabrica falimentează din punct de vedere juridic, clădirea să continue să existe și să trăiască. În Occident, un asemenea ansamblu arhitectural, cum vedeți în spatele meu, care mai de mult găzduia Moara, fabrica de spiri și drojdie, precum și alte fabrici, un ansamblu arhitectural pe care îl datorăm baronului și familiei noi, spuneam că în Occident un asemenea ansamblu arhitectural ar fi găzduit probabil un centru comercial sau o clădire de birouri. Oricum, cu siguranță ar fi fost pus în valoare și nu ar fi fost lăsat în paragină așa cum se întâmplă în acest caz. Din păcate, în România se preferă în continuare să se construiască de la zero, din beton, din sticlă, clădirea cu o valoare din punct de vedere arhitectural încă, să spunem că este sub semnul întrebării. O situație și mai gravă este la fosta fabrică de zahăr, unde ruinele par desprinse dintr-un peisaj apocaliptic. Deși a fost considerat acum câțiva ani o mină de aur ca valoarea terenului, acum proprietarii l-au lăsat de izbeliște. Fosta fabrică de zahăr se află acum în ruine, fiind un adevărat focar de infecție și, după cum puteți vedea, ambianța aduce mai mult a decorul unui film horror. Chiar dacă este un teren privat, primăria va trebui să găsească probabil o soluție pentru a schimba aspectul acestei zone, asta pentru că pe aici va trece viitoarea pistă pentru biciclete, care probabil va fi inaugurată anul viitor și este greu de crezut că un asemenea obiectiv pe unde vor trece, poate mii de arădeni în timpul unui sezon, va putea să rămână în halul în care se află acum. Reprezentanții primăriei spun că au cadrul legislativ care să le permită să-i oblige pe proprietari să igienizeze terenurile pe care le dețin, așa cum s-a întâmplat cei drept după ani de zile în cazul fostei fabrici Tricoul Roșu. Hotărârea Consiliului Local pentru Gospodărirea Municipiului, respectiv hotărârea numărul 162 din 2006, prevede foarte clar responsabilitățile proprietarilor cu privire la întreținerea unui aspect civilizat, inclusiv al curților și al proprietăților lor care au vedere la domeniul public, ceea ce este valabil inclusiv pentru zona în care va trece pista de biciclete. Fostele fabrici de bere, de panificație sau Teba sunt în aceeași situație. Viitorul lor arhitectural sau productiv se află în acest moment la îndemâna mediului privat. Deocamdată însă investițiile nu există, iar respectul pentru comunitate este și el la un nivel foarte scăzut.